O tânără în vârstă de 19 ani a fost protagonista unui accident în centrul Sucevei, în apropierea magazinului Bucovina. Evenimentul a avut loc în timpul nopții de duminică, în jurul orei 2:20. Conducătoarea auto, originară din Udești, se deplasa cu autoturismul dinspre Muzeul Bucovinei către strada Ana Ipătescu, în direcția bulevardului principal. Din motive încă necunoscute, tânăra șoferiță a pierdut controlul asupra direcției de mers, pătrunzând cu vehiculul pe scoarul care separa benzile de circulație. Acolo, autoturismul a intrat în coliziune cu o piatră decorativă, amplasată în perimetrul scoarului. Impactul a fost puternic, cauzând avarii grave mașinii, mai ales datorită dimensiunilor mari ale pietrei. Echipajul SMURD a intervenit prompt la fața locului și a preluat tânăra conducătoare auto. Aceasta a fost transportată la Spitalul Județean Suceava pentru investigații și tratament, prezentând contuzii la mână și la genunchiul stâng. Cu toate acestea, tânăra a rămas conștientă și cooperantă pe durata intervenției medicale. Polițiștii au efectuat verificări suplimentare și au testat șoferița cu etilotestul, care a indicat o alcoolemie de zero, confirmând că aceasta nu se afla sub influența alcoolului în momentul accidentului.